salutare prieteni, surprize la tine acasă, dar frumoase, dragoste de oameni dragi și dragoste de activitatea care o facem, ne face din nou să facem o cale lungă și frumoasă spre Raionul Florești. Ne aflăm în satul Mălculești. Auziți muzică și voie bună. Venim aici spre domnul Alexandru Morani. 62 de ani, astăzi îl caracterizează pe dumnealui, fiindcă astăzi îi bat în ușă. Îl găsesc lângă oameni dragi, lângă oameni pozitivi, lângă oameni care au deschis portița și a venit astăzi să se spună la mulți ani. Facem și noi cale frumoasă, cum și am zis. Chemați, invitați și rugați din partea doamnei Tatiana, soția domnului Alexandru, care vrea din suflet astăzi să-i facă o surpriză frumoasă. Atât de simplu și atât de frumos și atât de cald vrea să ajungă la sufletul dumnealui, încă o dată în plus să-i spună, te iubesc, dragul meu, încă o dată în plus să-i spună că îl felicită și încă o dată în plus astăzi să-l surprindă frumos, alături de oamenii frumoși, alături de o sărbătoare minunată și, desigur, cu echipa surpriză la tine acasă din orașul Florești. Haideți! Toată lumea nemicin mai, dar păhărul acest de vin mai. Toată mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, fie vă viața numai lumine, ca în lumină să viețuiți. Pentru credință și fericire, domnul Alexandru, să ne trăiți și toți împreună. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericiți. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, Alexandru, dragul nostru, să trăiască, la mulți ani trăiască, Alexandru nostru, să trăiască, la mulți ani trăiască, dar cine să trăiască, dar cine să trăiască? Toată adunarea dumneavoastră, la mulți ani trăiască! Toată adunarea dumneavoastră, la mulți ani trăiască! Bună ziua! Bună. Bine v-am găsit! Bună ziua! Spați la dumneavoastră! Da, de ce nu? Trebuie să întrebați când erați la poartă, dar nu când ați avut în grad. Așa? E primit așa cum este. Mulțumim din suflet! Niciodată, dacă e imograd, așa că e... Dar noi știți ce am înțeles? Că la dumneavoastră de poartă deschis, spați să înfătăți. Dar vin cu voi, cu voi bun! Da, da, da! Mulțumim din suflet! Așa. Eu să pot și dacă văd început, înseamnă că și sfârșitul. E lung sfârșitul. Noi suntem în planul serios la mata. Noi încă o dată vă spunem bună ziua la toți. Bună. Mă numesc Olesia Paladi și reprezint echipa Surprize la tine acasă. Venim din orașul Florești, spre Raionul Florești. Așa. Am zis la prezentare de la poartă, o să vedeți în filmulețul deja care o să vă dăm pregătit cu drag pentru dumneavoastră și familia frumoasă, că facem o cale, nu atât de lungă, nici nu atât de scurtă, dar cu drag pentru dumneavoastră de a vă felicita, fiindcă ne-a rugat din suflet cineva și ne-a chemat din suflet cineva la portița dumneavoastră, unde eram sigur că la oameni gospodari și la oameni buni, la suflet și la chip, se găsește poarta întotdeauna deschisă, m-am convins de acest lucru, masa întinsă, paharele cam zgoale, dar cred că e aghea vină. Asta, așa. Asta nu e problemă mare. Așa, prostitilă. Așa, corectează domnul Alexandru Amuș, toate că vinem și noi cu o sticlă aici și am și reparăm treaba. Noi venim să vă aducem daruri frumoase și să vă felicităm din partea cuiva. Și Mata de la început chiar așa și spus, dă să vedem din partea cui. Ia hai să vedem din partea cui venim noi și cine vrea să vă fac frumoasă surpriză. Băi că nu mă greșesc, mai tin cu vărul. Nu știu eu de niciun văr. Vărul Iura e ca de la Bălești, mă tin că dacă... Hai eu vă spun un nume și Mata îmi spui, cine e persoana asta? De cine o chemat aici? Ce vrei mă să fac tot surpriza asta? Mă, e sănătos. Iar. Ei, sănătos, asta e... Clar că vrem să vă vedem sănătoși. Cine este Tatiana? Care e? Bă, nu e un braț care am. O vedeți și de cum e dintr-un gol, parcă n-are nici treabă cu noi. E așa, ia că noi din partea soției dumneavoastră venim, care cu atâta drag de dumneavoastră, de soțul ei, ne chemați la dumneavoastră. Și a spus așa, toate în viața asta se cheltui, strec, dar un moment frumos, făcut omului drag, alături de oamenii dragi, de aici din suflet nu strec.
pentru că de aici nu se ofilește, nu se consumă, nu se servește. Da, pentru rămân, asta, și în suflet și în căpșorul dumneavoastră cum o să rămână, pentru că este omul drag, care vă iubește mult, este omul care formați familie, este omul care cu siguranță o deschisie poarta înainte. Așa, știa că vinim. Și oameni dragi care ne-au mai așteptat și ne-au mai ghidat cum să ajungem la poarta dumneavoastră, așa că azi îi pedepsiți cu toți. Dar știți cum? Cu un pahar plin, cu ciocnind, cu ei, spunându-le fiecare în parte, mulțumesc că ați venit la mine. Dar eu vreau să vă spun la mulți ani, pentru anii frumușei care îi împliniți astăzi, cei 62. Să vrea bunul Dumnezeu sănătate, putere, răbdare, să o iubiți, să o ocrotiți, să o păziți, noi femeile așa, cât de puternici nu ne-am arătat, tot fără bărbați suntem. Altcineva n-am de nimeni alături. N-am înțeles și eu lucrul ăsta. Așa ne-a spus ei. Păi numai el și-l iubesc și eu în eu vreau să-i fac frumos. Asta, asta așa trebuie să fie, domnul Alexandru. Sănătate mult avem acest dor în partea dumneiei și această șampanie cu drag pregătită. Și o să vă îmbrățișez cu drag. Doamna Tatiana, nu vă supărați pe noi. Eu numai aici îl cop și gata, al dat nu-l mai pup. Așa. În alta, să ajungem cu sănătate. Eu mă bucur foarte mult când vin în ograda omului și găsesc oameni pozitivi, oameni simpli, oameni moldoveni. Și oameni care în pofida greutăților încercăm să facem momente frumoase. Pentru că viața asta lovește cu bune și cu rele și mai des cu rele și nu ne întreabă. Dar dacă mai sunt oameni frumoși și dragi sufletului, care vor să ne facă plăcuți și vor să ne facă zilele o leac mai deosebite decât ele sunt, eu zic că este o bucurie. Și eu chiar vreau să vă rog să o cuprindeți și să o îmbrățișați. Așa! Eu și strâng femeile în brațe. În brațe ei, na, chiar în brațe, chiar în brațe. Asta o iei când n-ați vedem noi. Bravo, să fiți sănătoși, mă bucur să vă văd împreună, să aveți putere în viața asta, să le depășiți pe toate, să vă respectați, să vă iubiți. Și cumva poate sunt prea tânără eu să vă dau sfaturi, dar nu încerc să dau sfaturi, încerc să vă urez, ca bunul Dumnezeu să vă întărească și să vă dea tot ce e mai bun în viața asta. Iar oamenii dragi care au venit la dumneavoastră, sănătate și pace și ploaie și tăte vrem, tăte ne-au năvălit anul ăsta și cred că de vreo câțiva ani. Dar dacă o să fie credință, putere, răbdare, pace, o să trecem peste toate. Noi vrem să vă aplaudăm, nu știu azi dacă v-au aplaudat, dar nu tare și frumos. Să răsune și un orășel, noi ca care am luat un orășel. Am înțeles din suflet că, mă rog, ați găsit prezența dumneavoastră. Noi doar cu prezența, dar dragul și sufletul și dorința, totul este a dumneiei, totul este a oamenilor dragi, nu știu dacă da, șoptiți și lor că o să fie surpriză. Dar totul și lucrul așa. Noi știți cum, dacă este încrederea omului și dorința, noi zburăm, noi nu mergem. Ce spun? Noi mai încurcăm satele, mai înconjurăm, dar totul nu venim la urmă de azi. Ajungem la punct și al culminant. Acolo trebuie, numai decât domnul Alexandru. Eu mai am rugăminte din partea doamnei Tatiana. Nu știu la dumneavoastră în sat dacă scântă. Da, eu am venit da, echipat da, și cu boxe și cu microfon și cu o dispoziție bună și vreau să scânt o leac și mă duc acasă. Chiar cred că sincer am să întrebăm chiar. Da? Și chiar nu scânt aici. Chiar abia că așa. Scânt. Să joacă. Să joacă. Să joacă. Să se apierte ca lumea. Bravo. La fălie? Sunteți la fălie? Da. Păi mult că tare vă cunosc la chip, dar nu înțeleg. A, da? Ia că unde că zic pământul e rotund. Zic trebuie și om în viața asta, nu știi unde dai bună ziua cu de-atâi. Nu mai sunt
другого мне не надо. Как сложно спорить с Богом и судьбой. Моя любовь не требует награды. Ты только будь моим, мужчина мой. Dumneavoastră, doi, dar unul cu toată lumea. Așa că cineva aici tare a spus, dar la noi se dansează, schimbă și se face voi bun. Sărbătoare se răsune la mulți ani de ziua ta pentru domnul Alexandru, pentru doamna Tatiana, să fiți sănătoși, să păstrați dragostea între dumneavoastră, respectul, educația și foarte deschisă, cum ne-am înțeles. Să se audă gălăgii pentru domnul Alexandru la mulți ani! Și mereu a fost așa, când petrece oameni dragi, când poftește inima. Astăzi este ziua ta, sus paharele ciocnim, împreună până zor chefuie. Toată lumea scântă, toată lumea strigă, la mulți ani! La 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 mulți ani de ziua ta, muzica să cânte an de an așa. Mulți ani de ziua ta, sănătate multă cât vrea inima. La 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 mulți ani de ziua ta, muzica se cânte an de an așa. La 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 mulți ani de ziua ta, sănătate multă pentru doamna Alexandru Șchiuială. E frumoasă și mereu a fost așa, vin prieteni, vin ghiudarul și ciocnesc campania. Astăzi este ziua ta, sus paharele ciocnim, împreună până zor chefuim. Toată lumea cântă, toată lumea spune, la mulți ani! La 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 mulți ani de ziua ta, muzica să cânte an de an așa. La 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 mulți ani de ziua ta, fericire multă cât vrea inima. La 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 mulți ani de ziua ta, muzica să cânte an de an așa. La 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 mulți ani de ziua ta, fericire multă pentru Alexandru și Tatiana. Thank you.
toată lumea scântă, toată lumea spune la mulți ani. Toată lumea scântă, toată lumea spune la mulți ani. La 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 mulți ani de ziua ta, muzica se cânte an de an așa. La 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 mulți ani de ziua ta, fericire multă cât vrea inima. La 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 mulți ani de ziua ta, muzica se cânte an de an așa. La 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 mulți ani de ziua ta, sănătate multă cât vrea toată lumea chiuială. Să trăim, iau, vrească domnul Alexandru, bucurie, pace, liniște și oameni dragi întotdeauna, așa, în o gradă dumneavoastră. Mulțumim frumos! Poți spune așa, omul, dacă știi după harul, păi nu îți trebuie să-i închizi muzica, trebuie să-i mi-ai dai în dăinte. Hai să mai fie încă în partea noastră. Eu sunt aici în satul Mărgulești, Florești, cu domnul Alexandru. Cei 62 de ani, să-i mai faci frumos. Într-o amintire frumoasă, să-l surprindă în partea soției Ariana la mulți ani. Astăzi este ziua ta, an de an a fost așa. Toți prietenii mei știu că sunt vesel și am să fiu. Anii cu ți-am adunat într-un sac i-am aruncat. Și pe amparul lui am dat drumul sacului. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-am petrece toată noaptea până în zori. Cântă, cântă, lăutare, să se audă strunele. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Azi petrecerea mea, mâine ziua întuia. Viața trece, nici nu fii, păi pe voi. Cântă viața s-o trăiești, doar așa întinerești. Cântă turnați în pahar, să uiți de dor și amar. Ziua trece, anul trece, așa o am un trepător. Hai cu mine și-am petrece toată noaptea până-n zon. Cântă, cântă, lăutare, să se rupă porțile. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o petrece toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă, lăutare, să se rupă strunele. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o petrece toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă, lăutare, să se rupă strunele. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere.